Dacă în municipiul Ploiești nu s-a putut la nivelul administrației locale, iată că în Băicoi lucrurile stau cu totul altfel. 5 proiecte în valoare de 6 milioane de lei au fost acceptate de Ministerul Dezvoltării pentru orașul Băicoi. Este vorba despre reabilitări și modernizări ale unităților de învățământ din localitate. Cei mai mulți bani au fost alocați pentru școala cu clasele 1-8 din cartierul Țintea. Proiectul pe care îl avem pentru școala Țintea este unul generos, va cuprinde o modernizare în totalitatea școlii, care pleacă de la împrejmuire, bază sportivă, până în interiorul școlii. Vom face clase moderne. Într-adevăr, de 22 de miliarde, gândiți-vă că o să facem acolo poate o școală cum nu mai găsim în județul Prahova. Dar vreau să vă spun că și liceul tehnologic beneficiază de 1.700.000, de 17 miliarde. Proiectul aici ca valoare a fost puțin mai mic pentru că de fiecare dată tot am făcut investiții în liceu, pe când în celelalte școli nu prea au mai ajuns bănuții. Și acum am făcut o inversare, valoarea pentru școala Țintea este mai mare decât pentru liceul orașului Băicoi. Și școala din cartierul Iliești va intra curând într-un amplu proces de modernizare. Deci vom avea 14 miliarde de investiții în școala de la Iliești. La fel și aici este un proiect amplu cu sală de sport. Școala Iliești este pentru noi o prioritate. De ce? Avem un număr foarte mare de elevi. În această școală învață aproximativ 600 de elevi. Și era păcat ca prin aceste proiecte, prin PNDL, să nu prindem și școala Iliești. În grădinița numărul 1, grădinița de copii, suma este undeva mai mică, undeva la 200 de mii, asta înseamnă 2 miliarde, avem dotări. Vrem să facem o concentrare, să luăm banii care erau alocați către școala Iliești, tot în jur de 200 și ceva de mii, și să aducem 400 de mii, deci undeva la 100 de mii de euro, către grădiniță. Vom face reabilitare și dotări. La nivelul tuturor școlilor din orașul Băicoi sunt înscriși aproximativ 1500 de elevi.